Succesul. Succesul are anumite elemente de bază, după care tindem, iar în momentul în care le atingem, spunem că de fapt au fost și sunt lucruri obișnuite. Pe lângă astea, are niște elemente țintă la care majoritatea ne gândim și dorim să le atingem, care de fapt reușesc să ne scoată pe noi sau să scoată oamenii în evidență. Se pune întrebarea din punct de vedere creștin, ce părere are Dumnezeu despre un cont consistent în bancă? Ce părere are Dumnezeu despre titulaturile pe care vrem să le adăugăm lângă numele nostru? Vă invit la o nouă emisiune, Trepte pe scara succesului, duminică de la ora 20:30, avându-l din nou ca invitat pe pastorul Sami Negruț, cu care vom deschide din nou Sfânta Scriptură și vom vedea părerea lui Dumnezeu despre lucrurile amintite.